Strand, lac pentru pescuit și un loc special amenajat pentru grătare la turceni. Primarul orașului Dumitru Gâlceavă spune că strandul va avea o capacitate de 1000 de locuri, două bazine, unul pentru adulți și unul pentru copii, restaurant și un teren sintetic de fotbal. Edilul speră să dea drumul la strand în jurul datei de 1 august. În acest moment, lucrările la el sunt efectuate în proporție de 90%. Da, după cum vedeți, eu zic că în proporție de 90% strandul este gata. Acum eu îmi doresc ca în 2 săptămâni să rezolvăm și partea de alimentare cu energie electrică, că practic asta este lucru care în momentul de față ne face să-l ținem închis, că dacă energia electrică ar fi asigurată, toate celelalte ar merge de la sine și stradul ar putea să funcționeze. Este un stand foarte modern, cu restaurant, teren de fotbal. Da, are restaurant, are terasă, are teren de fotbal, are bazin mic pentru copii, bazin mare pentru adulți. Pentru cei care vin cu familia la strand și vor să facă și altceva, în zonă există un lac unde se poate pescui, dar și un loc special amenajat pentru a face un grătar. În apropiere este o baltă pentru tăticii care nu vor să stea la soare și vin cu familia, pot să meargă să pescuiască, avem și o zonă unde se pot face grătare. Devine o zonă destul de, zic eu, atrăgătoare pentru cei care vor să-și plătească câteva ore sau chiar câteva zile în zona noastră pentru a se relaxa. Cât v-a costat investiția aceasta? Păi, ștandul ne-a costat în jur de 23 de miliarde vechi, a plecat licitația la 28 și a coborât până la 23.